Un port la răsărit, pista 15. Privesc uneori țărmul spre sud, unde ar trebui să plec și simt un val de frig străbătându-mi inima ca în diminețile din copilărie, când mă trezeam cu lecția neînvățată și trebuia să mă duc la școală. Nu știu cât am să rămân aici, nu știu pe cine aștept. Capitanul Ioniță însă știe și zâmbește cu îngăduință. Pentru un marinar neîncercat, nu e timpul să plece pe mare. Două barcazuri s-au înnecat săptămâna trecută. E un an ciudat, desminte statisticile meteorologice pe mulți ani în urmă. În mijlocul lui iulie, furtunile vin din senin. De una zi, 10 bărci pescărești au fost prinse în larg și purtate de valuri până aproape de Constanța. 5 oameni s-au înnecat, un al șaselea a înnebunit, ceilalți sunt în spital. Să mai stăm, să mai stăm, spunea capitanul cu îngăduință. Un marinar adevărat trebuie să asculte barometrul. Și stăteam, fiindcă bătrânul Maximov era foarte departe. Hai să vedem ce arată barometrul, continua capitanul râzând prietenește cu gura lui largă plină de aur. Era un om căruia îi plăcea să citească și nu se sfia să-și dezvăluie în fața oamenilor această slăbiciune. Citea nu numai gazetele, care vara veneau în fiecare zi, iar în restul anului o dată sau de două ori pe săptămână, ci și romane, precum și tot felul de scrieri, dacă se întâmpla să-i pice în mână. Slăbiciunea cea mare însă o avea pentru almanahuri. Le strângea într-un dulap din dormitor, de unde le scotea din când în când să le consulte ca pe niște oracole. În ele găseai de toate, ca într-un ghiveci bine gătit. Găseai și istorioare duioase, și snoave, și cimilituri, și o leacă de politică, tocmai atât cât îi trebuia lui. Dar mai ales găseai o sumă de sfaturi, toate la fel de folositoare. Cum să faci, dintr-o farfurie spartă, o farfurie bună, lipind cioburile cu niște clei miraculos? Cum să fabrici în casă crema de ghete sau cerneala sau lumânările de ceară, ce întrebuiințări se pot da cutiilor goale de conserve, cum se scot petele de pe haine și câte altele. Când își termina treburile căpitaniei, Ioniță se ascundea în magazia de lemne unde își făcuse atelierul și meșterea câte unul din obiectele casnice descrise în almanahuri. De mult, casa lui era plină cu astfel de născociri, unele într-adevăr folositoare, multe încurcând locul degeaba. Însă obiectul cu care se mândrea capitanul cel mai mult era barometrul său cu brotăcel și avea de ce să se mândrească, fiindcă arăta mersul vremii mai bine decât barometrul celălalt cu tub în spirală al capitaniei. Acela, la drept vorbind, nici nu se mai putea spune că arăta ceva, fiindcă acul lui se oprise de mult la vreme frumoasă, nu se mișca nici când afară ploua cu găleata. Ioniță știa că unele vietăți au darul să prevestească schimbarea timpului, că de pildă dacă umblă porcul cu paiul în gură, e semn de ninsoare, că dacă pisica se spală în urechi, ori dacă rândunelele zboară neliniștite pe lângă pământ, se apropie furtuna. Că dacă dimpotrivă se înalță drept spre cer, arată vreme frumoasă, dar toate nu făceau doi bani pe lângă cele ce scria almanahul despre brotăcel. Brotăcelul este o ființă mică, un soi de broscuță verde foarte delicată, cu pielea netedă ca de catifea, nu buboasă cum o au celelalte broaște, o vietate de care poate să-i fie drag celui mai grețos om. Fără a pierde multă vreme, capitanul plecă în stufăriș, umblă o dimineață întreagă, găsi brotăcelul care îi trebuia, ba găsi chiar doi, dar unul îl pierdu pe drum și se apucă să-și facă barometrul după cum scria în almanah. Anume, luă un borcan de sticlă îngust și înalt în care fusese bulion, îi așternu un strat de nisip pe fund, turnă puțină apă ca să fie umezeală, puse deasupra frunze și crenguțe mici de salcie verde, o altă creangă mai mare, o fixă să stea în picioare, vârâ brotăcelul înăuntru și se așeză să-l vadă cum prevestește timpul. Pe semne că, într-adevăr, broscuța avea simțuri deosebite, nu o nimerea chiar totdeauna, dar de cele mai multe ori arăta tocmai ce o să fie cu vremea. Dacă, de pildă, se afunda în nisipul umed, nelăsându-și afară decât spinarea verde și rămânea astfel nemișcată, era semn neîndoios de secetă. Când simțea sfârșitul uscăciunii, scotea capul din nisip, își umfla gușa ei mică, verzuie, cu aer proaspăt și se cățăra zglobie pe crenguță, cu atât mai sus cu cât avea să fie mai multă umezeală. Ioniță o urmărise minunându-se de deșteptăciunea ei și o lăudase la toată lumea, curând ajunse să-i interpreteze obiceiurile ca și când ea i-ar fi vorbit ca oamenii și atunci, ca să nu lase lucrul neterminat, gradă cu cerneală violetă peretele borcanului înscriind semnele vremii, cum sunt înscrise pe orice barometru.
Protocelul se urca sau cobora, se oprea într-un anume loc pe o frunzuliță verde, privea de jur împrejur cu ochii mirați, respirând repede din delicatele foale ale gușiței și, fie că lua în seamă cerneala violetă a lui Ioniță, fie că n-o lua, făcea aproape totdeauna să vină tocmai timpul scris pe borcan în dreptul lui. E adevărat însă că uneori o mai încurca și el ca barometrul stricat, așa de pildă într-unele zile cu năduf când s-ar fi căzut să șadă cu capul în nisip acolo unde pe borcan era scris secetă, cuteza să se urce pe scara lui înverzită, nesocotind toate gradațiile, trecea de timp schimbător, de ploaie, ba chiar și de furtună, care se afla aproape de gura borcanului, iar de acolo, făcându-și vânt peste buza de sticlă, își dădea drumul în țărână. Borcanul era pus afară pe o poliță sub șopron și se pierdea pentru totdeauna în stufărișul de pe liman, chemat de freamătul naturii. Văzând faptul, Ioniță se gândea că la urma urmei și ceasornicelor le mai sare câteodată acul sau li se strică o rotiță, așa încât pleca pe malul apei să-și caute altă broscuță. Iar noul venit, îndată ce-i dădea drumul în borcan, se așeza pe crenguța verde tocmai la locul potrivit, ca și când o viață întreagă n-ar fi fost altceva decât barometru. Capitanul se mândrea cu brotăcei, de parcă el i-ar fi învățat să prevestească timpul, nu scăpa niciun prilej să-i laude. Îl scotea pe șeful vămii de la vamă, pe plutonier de la pichet, pe crasavița din prăvălia ei, pe nail îl dădea jos de pe șlep și aducea să vadă barometrul, ca să fie cu toții martori la schimbarea vremii. Brotăcerul era respectat în port ca și stăpânăsu, care reprezenta acolo cea mai înaltă autoritate. Nimeni n-ar fi cutezat să se îndoiască, mai ales pe față, de deșteptăciunea lui. În ceea ce îl privește pe Ioniță, el, dacă n-ar fi avut frica lui Dumnezeu, ar fi putut să creadă că însuși cel împielițat se făcuse brotac, așa pentru a arăta oamenilor, că deși nu el stăpânește vântul și ploile, rostul lor tot îl cunoaște. Acum brotacul înțepenise pe gura sticlei, nici nu mânca, nici nu bea apă, stătea cu minte, cu ochii pe jumătate închiși, respirând rar, mulțumit, aerul în care se simțea furtuna. Să mai stăm, să mai stăm, spunea capitanul, nu-i vreme de plecat. Și astfel îmi dădea în fiecare zi motivul să-mi amân plecarea. Dimineața, când mă trezeam legănat de valuri și ieșeam pe punte, în față vedeam limanul, în sus, pe malul lui Cenușiu, înnotau în neguri zidurile atât de cunoscute ale orașului. Și cu toate că erau atât de aproape, uitasem că de acolo am plecat, fiindcă pe același meridian, numai cu 20 de kilometri mai la sud, lumea era alta, iar între aceste lumi, cugetul meu ridicase pe nesimțite un zid foarte înalt. După prima lecție de matelotaj, seara, Nadia veni să mă ia la restaurantul gării, unde se ducea uneori la dans. Am un pluton de recruți pe care îi muștruluiesc, vino să-ți arăt. Îmbrăcase o rochie albă, de pichet, strânsă pe talie, cu același cordon îngust, băiețesc, de piele neagră, purtat mereu. În picioare avea tot sandale, dar unele cu tocul înalt. Fără să-i răpească libertatea mișcărilor ei de sportivă, această încălțăminte îi făcea mersul mai studiat, dându-i ceva de domnișoară. În timp ce mergeam alături, în lungul căii ferate, am băgat de seamă în lumina amurgului că își dăduse o umbră de roșu pe buze și fiindcă se vedea cu câtă neîndemânare folosise fardul, cochetăria ei neexersată mă măgulea, era neîndoios adresată mie. Buclele de pe frunte, lăsate de obicei în voia lor, și le aranjase îngrijit și în locul pieptenului alb care îi strângea părul în creștet, avea unul negru, mai potrivit seara. Coafura mi se părea de inspirație japoneză, peste câțiva ani avea să fie foarte la modă, ea o adoptase nu ca să frapeze, ci în scop practic, să-și poată aduna mai ușor părul sub bonetă când intra în apă. Ceafa dezgolită făcea ca linia gâtului să se prelungească grațios, dându-i o fragilitate de figurină prețioasă a unei alte epoci, când stilul consta în finețea trăsăturilor. Îi dădea un pic de emoție întâlnirea pusă la cale, fiindcă era vorba să vadă ce impresie vor face unii altora, prietenii de pe plajă și profesorul ei de matelotaj. Când am ajuns la gară, acești tineri, 6 sau 7, toți la fel de bronzați, în cămăși asemănătoare, cu mâneci scurte, cu basmale de mătase legate la gât, cu pulovere pe umeri, așteptau la o masă sub salcâmi. Pe chipurile lor de adolescenți se putea citi o dușmănie inocentă, părea că așteaptă să se ia la harță cu cineva și mi-am închipuit ușor că eu eram cel de care s-ar fi legat să nu-i fi oprit buna creștere.
O lume îmbrăcată de vilegiatură ocupa celelalte mese de sub salcâmi și de pe peronul gării. Nadia mă apucă de mână să mă conducă în înghesuială. Îndată ce intrasem în lumină, își luase o altă înfățișare, de gazdă, dar mai mult de protectoare, și cred că în mijlocul acestei lumi, unde mă simțeam dezorientat, aveam într-adevăr nevoie de cineva să mă protejeze. Restaurantul nu semăna deloc cu cele obișnuite din gări. Aici, seara după ce pleca ultimul tren, șeful gării îngăduia să cânte muzica și lumea venea să danseze pe o platformă de scândură care se aducea în mijlocul peronului. Jazzul se așeza chiar pe treptele din fața biroului de mișcare și telegraf, unde telegrafistul nu mai avea de ce să intre până în zorii zilei. La Bugaz nu erau nici cazinou, nici restaurante mari, nici alee asfaltată pe malul mării pentru promenadă. Oamenii care veneau aici erau mai modești, mai liniștiți, mai sfioși decât în alte părți. Ei își căutau sănătatea sau se odihneau în liniștea acestui colț de țară, unde toată lumea era cuvincioasă și tăcută. Dimineața, când ieșeau din case, se pomeneau dintr-o dată pe nisip. Plaja venea să-i ia din prag. În urma lor, vilele cubice rămâneau tăcute, pustii, dormind albe sub arșița soarelui. Pe străzi nu se plimba nimeni, nu se găseau nici cafenele, nici cofetării, nici magazine. Ai fi zis că oamenii trăiau din nimic, ca păsările cerului. Cele câteva restaurante unde mesele se așezau afară sub salcâmi, pe pământul nisipos, erau mici, curate și tăcute. Seara, jazzurile cântau în surdină muzica de dans pentru câteva perechi de tineri, cuminți și intimidați. Un pic de gălăgie se făcea la gară, unde perechile erau mai exuberante, poate datorită numai toboșarului, un virtuos dinamic, care când se înfierbânta își zvârlea accesoriile instrumentelor sale gălăgioase în aer, scoțând strigăte sacadate ca muzicanții negri, inventatorii jazzului. Dar muzica se pierdea în mai multe perdele de salcâmi până să ajungă între vilele unde ceilalți dormeau. Pe străzi, luminile se stingeau repede, lăsând în întuneric o tăcere misterioasă, întreruptă rar de lătratul leneș al câte unui câine, ca în nopțile de la țară. Plutonul de recruți ai Nadiei mă așteptase cu o curiozitate ostilă, era vizibil. Mai târziu, curiozitatea lor tinerească de a mă cunoaște avea să-mi ierte venirea aici ca să ne despărțim prieteni. În timp ce Nadia dansa cu Puc, se strânseră în jurul meu cerându-mi să le istorisesc întâmplări de călătorie. Unii citiseră o carte a unui navigator solitar, celebru atunci, și fiindcă în ea era vorba într-adevăr de o călătorie extraordinară, se așteptau să afle de la mine întâmplări tot atât de mari. Îmi părea rău să-i deziluzionez, dar a trebuit să mărturisesc că nu cunosc decât limanul, frumoasă apă și cu multe taine, dar că în călătoria adevărată voi pleca abia de acum înainte. Când, mă întrebam, urmărind rochia albă a Nadiei între dansatori. Ea nu mă vedea, avea uneori momente de slăbiciune pentru dans, care într-un fel i-a înrudit puțin cu un notul. Mi-am petrecut seara, fără să știu cum, nici mulțumit, nici nemulțumit, vorbind cu băieții despre Miladul, despre felul lui de construcție și despre navigația cu pânze. Ai văzut lista de mâncare?" mă întrebă senegalezul. Era singurul căruia îi reținusem porecla, fiindcă și-o merita cu prisosință. Ia uite ce de specialități feroviare!" continuă, întinzându-mi hârtia trasă la șapirograf. Lista era cunoscută între toți vizitatorii și unii veneau la gară anume ca să facă haz de ea, fiindcă restauratorul, cu umorul lui, dăduse mâncărurilor numiri luate din vocabularul căii ferate. Așa era omleta Vintileanca, imagine mai mult macabră, fiindcă ouăle sparte trebuiau să evoce un accident groasnic întâmplat într-o gară de lângă Buzău. Vinurile se numeau accelerat și rapid, după calitate. Țuica era de asemenea de două feluri ca trenurile de marfă, mică și mare viteză. Băuturii aceleia gălbui, numită zabrovcă, tare să te ucidă, îi se spunea carambol. Alte mâncăruri sau băuturi se intitulau Wagon Li, pe linia a doua, încet la macaz, un minut oprire. Aproape de miezul nopții, când am plecat, m-au condus cu toții până în port. Pe potecă, Nadia a trecut lângă mine și brațul ei rece s-a lipit de-al meu. Se lăsa frigul umed de peste liman, simțeam că lângă mine căuta o ocrotire. Aș fi putut să întind mâna și să-i cuprind umerii ca să o încălzesc. Ar fi fost un gest cam tandru și m-am gândit la băieții care veneau în urmă, adolescenți de seama ei, cu 10 ani mai tineri ca mine, atunci mi-am dat seama cu resemnare și cu orgoliu că eram prea bătrân pentru
pentru o asemenea seară. Dacă n-aș fi fost dezorientat, satisfacția mea era să plec îndată, să nu mă mai găsească a doua zi nici Nadia, nici recruții ei. De ce și-o fi dat cu roșu pe buze, mă întrebam după ce rămăsesem singur înainte de a mă cuprinde somnul. Și multă vreme m-am gândit că în seara asta ea nu semăna deloc cu fata cunoscută de mine, dar gândul nu mă duse la nicio hotărâre și se pierdu odată cu somnul, căci a doua zi nu mi-am mai amintit de el. Încă nu mă trezisem când Nadia sări pe punte și îmi ciocăni în acoperișul cabinei. Prin hubloul aburit am văzut-o în pardesiul ei cenușiu din ziua când o cunoscusem. Haide să ieșim pe mare, îmi strigă, aplecându-se să mai ciocănească o dată. Pescarii trag năvoadele. Când am ieșit pe punte, încă somnoros, cu părul căzut în ochi, își dezbrăcase pardesiul și se chinuia să desfacă vela de pe ghiu. Lasă-mă pe mine să ridic pânzele, să vezi ce am învățat. Nu erau nici 5 ceasuri de când ne despărțisem. Ce ți-a venit să mă scol cu noaptea în cap? N-ai mai putut să dormi? Abia acum răsăreau țărmurile din întuneric, desfășurându-se încet spre zarea apăsată de neguri. Peste stelele care păleau, vântul rece al dimineții fugărea către sud crâmpeie vinete de nori. Deasupra mării, farul mai clipi de câteva ori nehotărât, apoi se stinse și atunci scheletul lui luă dintr-o dată o înfățișare mai materială. Ce fel de marinar ești?" îmi răspunse mustrându-mă. Acum e frumos să ieși pe mare, pescarii sunt de mult în larg." Era o dimineață neguroasă și rece, neobișnuită în miezul verii. Pânza mohorâtă a norilor lua spre răsărit o culoare nemai întâlnită între violet și roșu, care parcă se întindea dintr-un cuptor încins dincolo de linia orizontului. Marea, în loc să se lumineze, se făcu dintr-o dată mai vânătă. Numai înspre răsărit, crestele valurilor se pătară de lumina roșiatică și o clipă semănară cu spinările unei turme care se pierdea în zare ca pe un drum de aramă. Mai departe n-am curaj, mărturisi Nadia, luându-și înfățișarea supusă din primele zile. Vântul smucea furios velele ridicate, răspândind în aer un început de panică. Am desfăcut legătura de la chei și am împins prova sub vânt, lăsând-o dusă de curent spre mijlocul canalului. Nadia îmi urmărea mișcările puțin intimidată, fiindcă de pe liman veneau valuri mari, eram însă obișnuit cu limanul și cu valurile lui. Vrei să ții cârma? Dacă mă ajuți. Se așeză lângă mine atât de aproape încât în răcoarea dimineții i-am simțit căldura ca într-o îmbrățișare. Să observi că dacă împingi bara cârmei în tribord, îi explicam, prova vine în babord, e greu până te deprinzi, pe urmă faci mișcările mecanic, alegeți o direcție și silește-te să nu te abați de la ea. În larg, în lumina roșiatică pe care răsăritul o vărsa peste valuri, se vedeau bărcile negre ale pescarilor trăgând încet spre țărm cu mișcări rare de vâsle, năvoadele lăsate pe mare de cu seară. Plasele lungi de 10 de metri, agățate pe bucăți de plută, adunau o lume întreagă de pești și o împingeau din val în val spre uscat. În fața acestei greble care răscolea viața mării, apa fierbea și pe măsură ce năvodul se apropia de țărm, alte vietăți marine erau adunate în capcana uriașă din care nu mai puteau să scape. Am ocolit pe departe procesiunea acvatică deasupra căreia sute de pescăruși se roteau scoțând țipete isterice. Uneori se repezeau în apă și, băgându-și fulgerător capul la fund, furau din năvodul pescarilor cât un pește argintiu, apoi fugeau bătând aerul cu aripile ude. Sunt niște păsări lașe, exclamă Nadia indignată. E o vânătoare neloială. Dar pescarii nu vânează și ei? Este altceva. Ei riscă. Îi poate prinde furtuna, se pot înneca, pot pierde năvodul. Pescărușii sunt ca hoții care fură când arde o casă. Vrei să mergem la țărm să vedem ce-au prins? Nu ne putem apropia, dăm de fund și nu are cine să ne mai scoată. Dar mergem în not. Ai costumul de baie? Sigur, îl am întotdeauna. Am aruncat ancora la 100 de pași de țărm și ne-am dat drumul în apă. Nadia îmi urmărea mișcările, gata să mă corecteze. Aici îmi era superioară, recunoșteam. Ești un elev bun, spuse când furăm pe țărm. Să nu mai înnoți niciodată ca înainte.
Mă prinse de braț cu mâna udă și m-a dus după ea în lungul plajei. Pescarii se apropiau încet, trăgând rar la vâsle. Ne-am așezat pe nisip să-i așteptăm. Umărul Natiei îmi atingea brațul și ea nu se ferea, se rezema firesc de mine. Mi se părea că se naște între noi o intimitate neîngrădită, fiindcă eram singur ca pe o insulă pustie. Departe de oameni, gestul ei părea un început de dăruire. Calm, involuntar, pielea ei o căuta pe a mea pentru a se cunoaște și a-și vorbi cu sfiiciune, cu teamă, inconștient și irezistibil. Deși abia ieșisem din apă, nu simțeam răcoarea dimineții noroase. Vântul de la nord trecea pe lângă noi fără să ne atingă. Nadia își scoase boneta de pânză și o aruncă pe nisip. Buclele îi căzură luminoase pe frunte. Era atât de tânără, atât de copilă, atât de nevinovată, încât gândurile care o clipă mai înainte mi-aduseseră un început de freamăt în inimă, mi s-au părut vulgare. Aș fi vrut să mă ridic ca o umbră și să plec singur pe țărm, trist, dar să plec, fiindcă nu mai găseam în sufletul meu niciun colț unde să fac loc acestei făpturi pure. Mi se părea imaterial de curată și de frumoasă. Am privit-o cum stătea cu călcâiele înfipte în nisip, cu coatele pe genunchi și cu bărbia sprijinită în pumni, uitându-se pe mare. Vroiam poate să găsesc la ea ceva să nu-mi placă, să-mi fac un reazem ca să nu alunec la vale. Aseară când dansa, mi se păruse banală pe de-o parte, puțin provocatoare pe de alta. Multe fete la vârsta ei se simt măgulite să placă, indiferent cui și prin ce mișloace. Acum nu mai avea nimic asemănător cu fata de aseară, somnul de peste noapte și apropierea mării o purificaseră. Primele bărci ale pescarilor se opriră la țărm lângă noi. Oamenii săriră în apă cu pantalonii lor groși, negri, sumeși până la genunchi și ieșiră pe mal trăgând greu capătul năvodului. La 100 de pași mai departe, alții trăgeau capul celălalt, desfășurându-se pe plajă într-un lung șir negru și așa cum târau plasa grea încordați, aplecați înainte, păreau că vor să scoată din adâncimi unul din tenebroasele mistere ale mării. Cercul de apă fierbând se apropia încet de mal, puzderie de vietăți se zbăteau înăuntru disperate. Nadia alergă să vadă sfârșitul. De pe malul lacului, unde pescarii și aveau colibele, femeile și copiii veneau peste plajă cu coșuri mari de nuiele să deșerte năvodul. Plasa ieșea încet pe nisip și între ochiurile ei, o lume marină înnebunită se zbătea de moarte. Erau mii de pești, argintii, galbeni, cenușii, negri, stavrizi, zăgani ca șerpii, scrumbii cu reflexe de oțel, cu ochii mici, ca doi fluturași de ie, guvizi cu capul monstruos și cu ochii bulbucați, calcani rotunzi, turtiți, cu spinarea țepoasă, crabi arămii mișcându-se lent de-a latul, singurii nepăsători în această mulțime agitată. Așezați în genunchi în nisipul ud, femeile și copiii își înfigeau mâinile ca niște lopeți în grămada vie și o trăgeau în coșuri cu o grabă de ființe hamesite, de parcă ar fi fost teamă să nu vină cineva să-i alunge, sau că marea se poate ridica vânătă și mânioasă să-și ia înapoi vietățile ei răpite. Deasupra plasei desfăcute pe nisip se ridica mirosul greu de pește și de algă putrezită în iod. Femeile și copiii îl trăgeau în piept cu aceeași lăcomie cu care trăgeau prada în coșurile negre. Acum nu-mi mai place, spuse Nadia, mi-e milă și de pești și de pescari. Era una din diminețile acelea cenușii, cu cerul foarte scund și greu, care pe malul mării sunt mult mai triste ca oriunde. Vântul bătea dinspre nord de peste lac, de aceea la adăpostul țărmului marea rămânea liniștită. Mai departe, însă, în larg, prindea umbre tot mai închise până ajungeau de un negru înfricoșător. Când soarele scăpa printre nori câte o rază de lumină, tentele negre ale mării se descompuneau și atunci se vedeau valurile, unele cenușii, altele vinete, fugărindu-se pe orizont. Mugetul nu li se auzea și frământarea lor părea ireală. Ne-am plimbat un timp pe plajă sub cerul acoperit. În sus, înspre Bugaz, se vedeau corturile întinse pe nisip, bătute de vânt, și lumea în costume multicolore. Îmi părea bine că nu suntem între ei. Aș fi vrut să știu ce-i în sufletul acestei fete, care mergea cu minte lângă mine, ținându-mă de mână, potrivindu-și pașii după ai mei, dar îmi simțeam sufletul prea veștejit ca să o poată înțelege. Vrei să mergem la Ștefănel?" spuse, oprindu-se deodată și privindu-mă rugător, cu genele bătându-se repede, cu teamă. În ochii ei era toată lumina pe care în ziua aceea nu avea cerul. Aș fi vrut să-i mângâi obrazul. Nadia, am spus,
Sunt trist când nu e soare. Într-o dimineață ca asta am să plec. Ea îmi strânse mâna încet și zâmbi blând. De ce trebuie să plec și tu să rămâi? Am urmat fără să o privesc. Mâna i se crispă pe mâna mea și am simțit că se face deodată foarte rece. Când am întors capul, ochii ei mă priveau speriați. Pe urmă, un fior îi străbătu umerii. Mi-e frig, vrei să mergem? Șopti, lăsându-și capul în jos, fiindcă altfel nu-și putea deslipi privirea de-a mea. După starea ei, simțeam că îi spusesem ceva grav și mi-era teamă că greșisem, dar nu mă putusem opri să-i mărturisesc ce aveam în suflet. Se aruncă în mare și înotă repede, luându-mi-o înainte. Mă aștepta în apă, agățată de parâma ancorei și ne-am urcat pe punte amândoi deodată. Peste o clipă, când întindeam scotele, mâna ei se așeză lângă a mea pe cârmă, ca la venire. Atunci am simțit că niciodată nu va fi supărată pe mine, fiindcă bara cârmii va sta între mâinile noastre ca o trăsătură de unire. Nadia, i-am spus, în timp ce vântul ne înclina pe un bord, ducându-ne repede spre port. Cred că ești o prietenă bună. Ea ridică umerii și întoarse capul în vânt, lăsându-și obrajii biciuiți de bătaia lui rece. De ce-ți pare rău că pleci? Spuse, fără să mă privească. Ți se deschide în față un drum lung și extraordinar, de care au parte puțin oameni. Trebuie să fii fericit. Eu, dacă aș putea să plec, nu m-aș gândi la alții. Am întors capul uimit. Chipul ei, bătut de vânt, era grav și părea deodată matur. Credea ce spune, fiindcă până acum nu se despărțise niciodată de nimeni. Când am ajuns la sanatoriu, ceasornicul de la intrare arăta ora 9:30. Vizita medicilor, făcându-se foarte de dimineață, se terminase. În fața sălii de operație însă era o mișcare neobișnuită. Se pregătesc să ciopărțească pe cineva, spuse Nadia. Mă apucă de mână cu gestul ei obișnuit și mă trase repede pe scări în sus, temându-se parcă de ceea ce se întâmpla în urmă. Ștefanel fusese dus înăuntru, nu putea suporta soarele, avea febră și era palid. Semăna atât de bine cu Nadia, încât îmi fu dintr-o dată foarte drag. Ochii lui, măriți de boală, în care se vedea suferința și resemnarea, erau înduioșător de blânzi. Stătea de 4 luni în gips și avea să rămână așa până la toamnă. M-am gândit cu inima strânsă la copilăria lui, cum mi-o povestise Nadia, la vremea când fugea de acasă desculț cu praștia în mână. Mi-am amintit de sergentul cel gros de la Chișinău, protectorul lui, la stan pe care îl chinuia învârtindu-i coada ca pe o manivelă de automobil. Nadia, speriată de paloarea lui, alergă după infirmieră, întrebă de doctorul Mieluș, se întoarse cu alt medic, plecă din nou să mai caute ceva. Acum semăna cu o mamă afectuoasă și speriată, nu mai era cea de pe plajă. Am văzut cutarul dumitale, spuse Ștefanel, încercând să se ridice din pernă. Avea o voce clară, dulce, de fată, începutul adolescenței nu-i o alterase. Când am să mă fac bine, am să merg și eu pe mare, Nadia mi-a vorbit de dumneata. Mă cerceta de sus până jos cu o curiozitate neascunsă, sinceră, camaraderească. Înțelegeam că mă confruntă cu descrierea făcută de sora lui și m-am simțit emoționat ca un copilandru că Nadia îi vorbise despre mine. Curând, ea se întoarse nemulțumită. Sora Ana, îngrijitoarea de până atunci a lui Ștefanel, fusese mutată la alt serviciu, la maturi. Cineva opârâse că se poartă urât cu copiii. Fiindcă este cea mai bună dintre toate, spuse Nadia mâhnită, celelalte sunt rele și nemiloase, aproape că îi urăsc pe bolnavi. M-am gândit la femeile acestea singure într-un colț de țară, scoase din lumea lor, trăind între trupuri schiloade. Timpul le veșteja sufletul, le făcea poate rele, invidioase, gata să părască, să lovească. Erau doar niște infirme. M-am gândit la lungile lor luni de iarnă, închise între zidurile sanatoriului, ascultând ziua și noaptea urletele mării și ale viscolului, sculându-se la aceeași oră în fiecare dimineață ca niște mașini în halate albe, ca să îngrijească bolnavii și să nu facă nimic altceva. Nimic altceva, zile întregi, săptămâni, luni, fără măcar să poată aștepta pentru mai târziu altă viață. Sub ochii lor, bolnavii veneau cu trenul în gara pustie, erau duși în sala de radiografie, apoi alături ca să fie operați sau puși în gips, apoi erau scoși pe terasă, ținuți luni în șir cu fața în sus, nemișcați. Era îngrozitor să te gândești la zilele lor, dar ei, după un an, după 2 ani, după un lung șir de ani, plecau.
cu un corset care să le susțină șira spinării șubredă, cu un picior mai scurt, cu un genunchi înțepenit pentru totdeauna. Întregi sau jumătăți de oameni se urcau în tren și plecau în lumea lor, departe de mugetul fără odihnă al mării, departe de orizontul vânăt și gol, departe de zidurile îngrozitor de albe ale sanatoriului. Medicii se schimbau, plecau în alte orașe sau la școli în străinătate. Administratorii se schimbau și ei de câte ori se schimba ministrul sănătății. Odată cu ei plecau contabilul, casierul și ceilalți funcționari și bucătarul chiar. Toate se schimbau, copacii înverseau în fiecare an, alte flori răsăreau în fiecare primăvară, flori sărace de stepă. Potecile vechi erau astupate de ierburi și pe nesimțite apăreau altele. Nici vizitatorii vara nu erau mereu aceiași. Numai marea vânătă, limanul cenușiu, zidurile albe și infirmierele nu se schimbau niciodată. Am stat tot restul dimineții la sanatoriu. Febra lui Ștefanel scăzuse și el ne povesti râzând întâmplările cu haz ale bolnavilor, fiindcă în trupurile schiloade sentimentele omenești nu puteau fi sugrumate de acel îngrozitor morb al lui Pot, care le rodea vertebrele. Pe terasele unde erau imobilizați, ei își continuau viața, ca pe o stradă, ca într-un oraș unde se petrec atâtea fapte, vesele sau triste, bune și rele. Spre prânz veni Luisa Antonovna sub o umbrelă de soare din alte vremuri. Toată ființa ei părea scoasă dintr-o ramă de la începutul secolului. Era cât Nadia de înaltă și avea ceva din mersul ei, dar încolo nu i-am găsit nicio altă asemănare. Păstra încă un aer tineresc, deși dragostea ei de întuneric și zilele petrecute deasupra cărților de joc nemișcată ar fi putut să o năruie. Nu se înfrumuseța, poate nu cunoscuse niciodată cochetăria sau nu avusese cui să placă. Obrazul ei fără culoare, cu pielea străvezie, avea o grație firavă, puțin bolnăvicioasă. Semăna cu o fată de pension îmbătrânită în bancă. Nu putea să fie o mamă bună, m-am gândit, și numai decât m-a cuprins înduioșarea gândindu-mă la copilăria Nadiei, petrecută lângă această femeie străină. Când mă văzu la capul lui Ștefanel, scoase din geantă o lornietă mică montată în aur cizelat și mă privi prin lentile cu o curiozitate de care n-ai fi crezut-o în stare. Nadia îi vorbise și ei despre mine. Aș fi vrut să-i mângâi ușor brațul, dar era în partea cealaltă a patului de unde ne urmărea, puțin îmbujorată. Kira a jumulit azi 2 pui, spune Luisa Antonovna, lăsându-și lornieta să cadă în geantă și îndreptându-și privirea indiferentă în altă parte. Dacă vrea, Nadia să te invite la masă. Nu te invit eu, fiindcă sunt prea bătrână ca să fiu gazdă. Îți plac puii cu smântână? Dacă nu-ți plac, să se descurce Nadia cum o știi. Se ridică, sprijinindu-se în umbrela cu mâner lung de os. Un port l-a răsărit. Pista 16. Am urmat-o eu într-o parte, Nadia în cealaltă și, cu toată vârsta mea, păream amândoi copiii ei. Eram înduioșat, mă gândeam la o mamă pe care nu o însoțisem niciodată așa și, cu toate că între noi, Luisa Antonovna nu era o mamă, nici pentru mine, nici pentru Nadia, ci un personaj străin, ținând locul mamelor noastre, ca o figurantă, ne regăseam amândoi în același timp și cu aceeași duioșie o copilărie mai caldă. După ce am traversat plaja și am ajuns la poteca îngustă, am lăsat-o să treacă înainte și atunci Nadia mi-a apucat mâna, lipindu-și umărul de brațul meu. Să știi că s-a întâmplat o minune cu Luisa Antonovna, îmi șopti veselă la ureche. De când o știu, n-am avut musafir la masă. A urmat o altă minune. Când am intrat în casa ascunsă sub salcâmi pe drumul gării, Luisa Antonovna ne lăsă în sufragerie și se duse, ceea ce nu se întâmpla niciodată, să vadă de masă, ciorovăindu-se cu Kira în bucătărie. Era o revoluție. Mama mă face geloasă, spuse Nadia în timp ce-mi turna apă să mă spăl pe mâini. Cu toate că era numai o glumă pripită, am roșit amândoi deodată. Nu glumesc deloc, reluă ea după o clipă, puțin confuză, căutând să dea un sens mai convenabil primei afirmații, care acum, după purpura din obraz, înțelegeam că îi se părea de proporții alarmante. Zău că nu glumesc, îți dă o atenție pe care nouă nu ne-a arătat-o niciodată. M-am gândit că nu făcusem nimic ca să câștig simpatia lui Luisei Antonovna, nu spusesem nici măcar un cuvânt, dar observasem
că oamenii pe care îi cunoșteam mă iubeau sau mă antipatizau fără să doresc una sau alta și nu mi-arătau niciodată sentimente de mijloc. Nu mă simțeam răspunzător nici de unele sentimente, nici de celelalte și știu că nici nu trebuia să fiu, fiindcă părerile bune sau rele despre noi prea rar pot fi motivate de gesturile noastre voite sau involuntare. Masa era pusă în mijlocul sufrageriei. Luisa Antonovna mai aduse un tacâm și ne-am așezat de-o parte și de alta a ei. Mi se părea că îmi regăsesc aici o familie și fiindcă pe a mea o pierdusem din copilărie, gândul îmi încălzea sufletul care suferise adesea de frig și singurătate. Sufrageria, neobișnuit de mare, avea o singură fereastră către apus, prin care intra prea puțină lumină, cu toate că afară soarele scăpat de nori strălucea vesel în ramurile verzi ale copacilor. În jurul mesei, prea mari, numai pentru noi trei, erau scaune cu spătarul înalt de stejar sculptat ca niște strane. Într-un colț se vedea în penumbră un bufet vechi, iar lângă el, în colțul cel mai întunecos al încăperii, jilțul gazdei. Pe o măsuță, alături, așteptau cărțile de joc răvășite. Restul încăperii era gol ca un hambar primăvara. O scoarță țărănească, în culori vii, pusă pe jos ca să acopere o parte din dușumeaua înnegrită, nu înveselea interiorul posomorât. Vesel aici erau numai rochia albă a Nadiei și ochii ei luminoși, care mă priveau tot timpul mulțumiți de a mă vedea în casa ei. Chira făcută din rotunjim de pepene apăru cu o farfurie purtată misterios deasupra capului. Să știi că sunt guvizi, râse Nadia, nici aici nu scap de ei. A cui am prăjit, domnișoară, se îmbufnă bucătăreasa, ia să-i mănânci că n-am găsit alt pește. Nu mănânc guvizi. Luisa Antonovna întoarse capul spre mine. Uite ce copil rău este, îmi spuse, așa-i că în străin nu face atâtea nazuri. Nadia roșii și atunci am înțeles că ea povestise acasă întâmplarea de una zi când mâncase guvizii mei afumați. M-am simțit fără să știu de ce stânjenit și restul mesei s-a scurs în tăcere. Cât o privește pe Luisa Antonovna, făcuse un efort prea mare ca să mai poată rămâne mult timp prezentă între noi. Privirea ei se fixă într-un punct îndepărtat al sufrageriei, ca și când ar fi vrut să străpungă acolo pânza opacă a destinului și astfel ne lăsă singuri până la sfârșit. Prima se ridică Nadia. Vino cu mine, mă chemă, părând că se grăbește să mă scoată din încăperea întunecoasă. Am să-ți arăt fotografia lui Stan. Mă duse în camera ei și mă așeză pe un scaunel lângă divan. E foarte urât la mine, spuse în timp ce cotrobăia într-un cufăr. La Chișinău am o odaie mai frumoasă, deși mult prea mare. Tatăl meu parcă ar fi rus, în loc de un metru, pune 1.5. Camera era și aici atât de mare încât părea goală ca sufrageria. Avea două ferestre înguste și înalte care răspundeau între salcâmi spre calea ferată. Pereții văruiți o făceau luminoasă, dar îi dădeau ceva de școală sau de spital. Numai în partea de lângă ușă, unde era divanul, Nadia izbutise să facă un colț mai prietenos. Pe zidul alb atârna o scoarță mare, basarabeană, și una la fel, dintr-o lână mătăsoasă, moale, îmbrăca divanul. Deasupra, între perne brodate, dormea aruncat strâmb un motan de catifea neagră, cu ochi lucioși de sticlă și cu mustăți albe țepoase, înfipte comic deasupra gurii pictate cu roz. El e Năstase, spuse Nadia, văzând că îl priveam și veni din fund ca să-l ia și să mi-l pună în brațe. E în foarte proaste raporturi cu Stan, continua apoi, așezându-se pe covor lângă divan la picioarele mele. Odată a căzut de pe fereastră în grădină și câinele l-a scărmănat așa de rău încât mi-a trebuit o jumătate de metru de catifea ca să-l repar. Uite, se cunoaște pe unde-i cârpit. Își răvăși în poală un vraf de fotografii pe care le adusese într-o cutie din cufăr. Vino să-ți arăt pe Stan, spuse, întinzând mâna și trăgându-mă jos lângă ea. Mă regăseam ca în zilele de iarnă ale copilăriei, când mă jucam pe covor la gura căminului. Îmbrăcămintea mea de bord, pe care o purtam peste tot, un tricou de lână albă cu mâneci scurte și pantaloni de doc strânși pe glesnă deasupra pantofului de tenis, fără ciorap, îmi îngăduia să iau parte nestingherit la această scenă. Mi-am adus aminte că, de dimineață la sanatoriu, mă socotisem prost îmbrăcat, fiindcă doctorul venise în haine elegante.
Stăteam amândoi cu spatele lipit de divan, umăr lângă umăr. Nadia îmi întindea pe rând câte o fotografie și de fiecare dată când întorcea capul, buclele ei de pe frunte îmi atingeau obrazul. Asta-i toată familia noastră, încheie. Numai pe tatăl meu și pe Stan nu-i știi. Pe ceilalți i-ai văzut. I-ai făcut o impresie bună lui Isai Antonovna, adăugă râzând. Are să te cheme cât de curând să-ți ghicească viitorul. Să nu asculți, fiindcă prevestește numai rele. Îi spui toate lui Isai Antonovna? Am întrebat-o cu un fel de imputare. Râse. Te-ai supărat că i-am povestit întâmplarea cu guvizii? Ai văzut că și ai chirei erau afumați. Dacă ai avea un secret, unde l-ai păstra? Întoarse capul și mă privi cu ochii mari surprinsă. Era atât de aproape încât îi simțeam căldura obrazului. M-am aplecat până ce părul ei de pe tâmple mi-a atins buzele. Nu-i mai vedeam ochii, dar simțeam că au rămas tot așa de mari, cu aceeași privire nedumerită. Îi spui toate lui Isai Antonovna? Am repetat în șoaptă cu inima oprită. Ei, poftim, vino să vezi, Nadia, se auzi de dincolo izbucnind glasul lui Isai Antonovna. Vino să vezi, să spui că mint cărțile. De 3 zile cade la fel, 7-le de treflă lângă asul de pică. Necaz, fată dragă, trebuie că s-a întâmplat ceva cu Rabega la Chișinău. Nadia se ridică și deschise ușa. Vântul deslănțui un curent vesel, jucându-se cu rochia ei, cu perdelele, cu scoarța de pe jos, cu fața de masă, ducând o mică panică zglobie între pereții mohorâței sufrageriei. Închide ușa, că ne ia pe sus, ce stai? Țipă lui Isai Antonovna, păzindu-și cu o mână cărțile, cu alta ținându-și șalul pe umeri și înghesuindu-se în fundul fotoliului, speriată ca de un taifun. Nadia întinse mâna și mă trase în sufragerie ca să închidă ușa. Lui Isai Antonovna stătea în colțul ei, în fundul jilțului vechi, cu cărțile pe genunchi și arăta cu degetul, bătând insistent cartea, asul de pică, lângă 7-le de treflă. Vino să vezi, vino să nu spui că nu s-a arătat, de 3 zile cade la fel. Și întinzând mâna, luă de pe măsuță emoționată păhăruțul ca să-l deșerte pe gât. S-a întâmplat ceva cu Rabega la Chișinău, să știi, fată dragă, dacă n-o veni telegramă, mare minune. Vrei să mergem? Mă întrebă Nadia. Era nemulțumită de întâmplare. În timp ce ne îndreptam spre ușă, întoarse capul în urmă. Mamă, noi ne ducem, îți mulțumim pentru masă. Iar afară adăugă mai încet, fără să-și fi recăpătat voia bună. Și pentru prevestire. Când treceam prin dreptul ferestrei de la bucătărie, lui Isai Antonovna se auzea țipând dinăuntru cu vocea ei de Kobe, care ar fi putut fi atât de armonioasă. Chiro, vino să vezi, Chiro, lasă-le naibii de vase, vino să vezi ce a căzut în cărți. Iar a căzut la fel, să nu spui că nu s-a arătat. În drum spre gară, Nadia se mai însănină. Vezi în ce casă tristă locuiesc? Spuse cu mâhnire. De-aia umblu toată ziua haimana. Vrei să ieșim pe mare? N-ai obosit azi dimineață? Nu m-am simțit niciodată obosită, sunt prea tânără. Am ieșit în larg, în fața sanatoriului și pe o briză plăcută am învățat să facă voltele. Simțeam o adevărată bucurie când vedeam că Miladul asculta de mâinile ei ca de ale mele. Apoi m-am întins pe punte cu mâinile sub cap și am lăsat-o să conducă singură în lungul coastei spre sud. Priveam numai velele și cât timp nu fluturau, știam că ține direcția bine. Am mers așa mult timp, cu briza ușoară, uitând de noi, până ce în urmă farul a început să clipească. Abia atunci ne-am dat seama că se face noapte și ne-am întors. Am intrat în port, odată cu lumina lunii care răsărea roșie deasupra mării. Astăzi am stat toată ziua împreună, observă Nadia, în timp ce legam vela pe ghiu. Nu mi-am văzut recruții. Îți pare rău? Nu, dar să nu creadă că m-am înnecat. Când să plecăm, se opri o clipă în ușa cabinei și privi în jos întunericul cald dinăuntru. Mai ai și altă casă afară de asta? Întrebă, mai mult îngândurată decât curioasă. Nu. Știi, mi se pare groasnic să nu te poți duce cu gândul undeva, într-un loc fix, să te odihnești când ești obosit sau amărât. La școală, dacă eram tristă, mă gândeam la odaia mea de la Chișinău, mă refugiam acolo ca într-o cetate, unde nu mai putea veni nimeni să mă necăjească. Când mergeam cu trenul noaptea, știi, nopțile lungi și urâte din tren, îmi spuneam, casa mea nu e aici, casa mea e acolo, și mă gândeam la patul meu, la plapuma mea, la covoarele de pe pereți, la perdele, la fotografii. Iarna, când ți-e frig, spui, să ajung acasă la căldură, să mă așez la gura sobei și să beau un ceai fierbinte.
Și vagabonzii se gândesc la fel, să aibă o bucățică de acoperiș, sub care să-și deșerte sacul lor cu boarfe și cu amintiri. Nu crezi că e sufletul nostru făcut așa, să avem un adăpost într-un loc? Casa mea acum e aici, am spus, înfrângând o îndoială trădată de tremurul glasului. Nu, o casă trebuie să fie altfel, să aibă repere fixe, să știm unde ne putem întoarce. Vagabondajul nu e o condiție normală la oameni, poate doar la șătrari, deși nu sunt sigură. Mergeam alături în lungul căii ferate luminate de lună, în jurul nostru salcâmii bătuți de vânt fremătau. Pe chipul Nadiei, lumina palidă punea o gravitate sub care nu recunoșteam nimic din copilăria ei. Un fior de frig îi străbătu umerii. E un eroism, continuă ea, să pleci în lume pe o corabie ca asta și să nu ai în urmă o casă la care să te gândești, la care să-ți spui că odată ai să te întorci. Apoi deodată schimbă vorba. Vrei să-ți dau o iconiță? Spuse, întorcându-se spre mine. Am o Sfântă Maria în argint. Vrei să o pui în cabină? I-am strâns mâna mișcat. Are să-ți poarte noroc, Sfânta Maria protejează pe marinari. Ne-am despărțit la poartă sub pâlcul de salcâmi. Am stat câteva clipe față în față, aproape lipiți unul de altul, fără să știm ce să ne spunem. Nu-i vedeam chipul, fiindcă intrase în umbră, dar simțeam că mă privea cu ochii cu care mă privise după amiază înăuntru, când o uimise o întrebare a mea. Și parcă aducându-și aminte întrebarea, șopti ca o dezvinovățire. Știi, n-am avut niciodată un secret. Te rog să crezi că nu te mint. Apoi, speriată de această mărturisire, îmi atinse mâna ca din greșeală, întreacăt și plecă repede, fără alt cuvânt. Războiul între Nail și Ifim a început. Astăseară a fost primul scandal în port. L-am găsit pe Ifim înfuriat, se plimba pe chei deslănțuit, cu șapca dată pe spate, cu mâinile înfundate dușmănos în buzunarele pantalonilor. Sus, pe șlep, în ușa cabinei de la pupa, ardea un felinar afumat. Alături, ascuns în umbră, a plecat peste balustradă, Nail își sfârșea luleaua, cercetând cu ochii lui iscoditori ascunzișurile întunecoase ale portului. Încă de departe l-auzisem pufnind cu vocea aceea subțire, veșnic nemulțumită. Ruschi, ruschi lenevos. Ce-i Mihailiuc? N-ai plecat la culcare? Ifim îmi făcu un semn cu brațul, vrând să arate că nu-i vorba de dormit acum, și continuă să se plimbe mânios pe chei. Abia mai târziu, când îmi făceam patul, l-am auzit sărind pe punte și chipul lui negru înfuriat a apărut în lumină sus la intrarea cabinei. Domnul, sunteți aucat dumneavoastră? Chipul lui mânios mai înainte, acum luase o înfățișare tainică. Avocat? Nu, Mihailiuc, dar ce pricină ai? Clătina din cap dezamăgit. Eu am crezut că dumneavoastră sunteți aucat. Ai vreun proces? Nu, eu vreau doar să vorbesc cu aucat. În clipa aceea se auzi iar de sus de pe șlep râsul rău al turcului subțire ca un nechezat de cârlan. Ruschi, ruschi puturos, mergeam, culcam, nu muream de somn, bre! Ifim strânse pumnii pe marginile scării, o mânie crâncenă îi întunecă obrazul. Vru să se întoarcă să-i răspundă ceva lui Nail, apoi se răzgândi. Domnul, scrâșni printre dinți, eu omor pe turc, nu mai stau cu turc aici. Și coborând scările în cabină, se desfăcu furios la piept să-mi arate cămașa albă sub haină. De ce mă face turcul pe mine puturos? Eu spăl cămașa în fiecare zi. La noi așa e, multă curățenie. Și surori și cumnate, toți spălăm cămașa în fiecare zi. Noi suntem curați și vretnici. De ce face turcul puturos? Se opri o clipă să-și refacă mânia și urmă cu ochii scăpărând. Domnul, nu noi suntem puturoși, turcul este puturos. Dumneavoastră nu știți, nici domnul capitan din port nu știe, nici grăniceri, dar eu astăzi am văzut, casa turcului pe șlep este plină cu păduchi de lemn. Pentru aia nu doarme turcul fiecare noapte, păduchii nu lasă să doarmă. Fiecare scândură are păduchi, și patul, și masa. Domnul, eu văzut astăzi și piciorul turcului, ăla de lemn, are păduchi. Eu am văzut cum a stat la umbră și a turnat gaz pe el și lighioi au ieșit din crăpătură și au fugit. Iarăși se auzi de afară râsul subțire al lui Nail. Ruschi, ruschi lenevos. Păduchi nu lasă să doarmă, pentru aia caută pricină, mârâi Ifim strângând pumnii. Apoi continuă pornit. Domnul, dacă mai spune ceva, eu omor pe turc. Avea o hotărâre surdă, întipărită pe chipul negricios pe care mânia îl făcea să scapere ca oțelul lovit.
Liniștește-te, Mihailiuc, mâine o să ne plângem capitanului. Scutură capul disprețuitor. Ce poate face capitanul? Ăsta este capitan? Ăsta cârciumar? Ce cârciumar? Găzar! Eu știu ce-i capitan, care știe carte și nu are frică nici de mare, nici de furtună, nici de jandarm. Eu am văzut capitan când am mers cu Boris, fratele, cu vapor de la Galați la Sulina și pe Marea Neagră la Constanța. A fost furtună, dar ăla a fost capitan. Când vezi pe el, scoți șapca și spui, să trăiți, domnul capitan. Eu, Ifim Mihailiuc, hohol de la Hotin, scot șapca și spun, da, să trăiți, domnul capitan. Dar ăsta este capitan? Ieri a plecat cu barca cu pescari să prindă scrumbie și cum a ajuns la butoi negru unde vine vânt tare și valuri, a strigat, duceți înapoi, eu nu mai vreau. Și porma a stat până diseară în casă și a mâncat lămâie. Ăsta capitan? Ruschi, ruschi, unde am intrat bre? Necheză Nail de afară, înciudat că nu-și mai vede victima. Ifim tresări. Domnul, întrebă puțin misterios, dacă omor pe turc, bagă pe mine la pușcărie? Aștepta cu atâta nevinovăție răspunsul încât m-am pomenit râzând. Sigur că te bagă, cum pot să întreb una ca asta? Trebuie să-l las pe turc sănătos? Continua dezamăgit. Apoi oftă. Hei, dacă dumneavoastră nu sunteți aucat, este la noi, la Hotin, un aucat, cel mai bun aucat, toate legile le știe. Stătu un timp pe gânduri negru cu capul aplecat. He, urmă mâhnit. Dacă dumneavoastră nu sunteți aucat, omoram pe turc și scoteați dumneavoastră din pușcărie. Ruschi, bre ruschi, necheză Nail de afară. Haide-mi bre la culcam, că mâine este-mi treabă multă. Hi, hi, hi. Ifim strânse pumnii și se repezi pe scări în sus. Urmă o tăcere, doar pașii lui se învârteau în loc furioși. Căuta ceva pe chei, îmi dădeam seama. Pe urmă se auzi o icnitură îndesată și un pietroi bubui pe șlep în peretele cabinei. Sticla felinarului sări țăndări, risipindu-se cu sunete cristaline pe puntea de fier. Să taci, turcule, să taci, răcnea Ifim, să taci că destul te-am răbdat toată ziua azi. Am ieșit în capul scării neliniștit. Pe șlep nu se mai simțea nicio mișcare. Nail tăcea chitic, pitit pe burtă după un lădoi. Un grănicer râdea zgomotos în ușa pichetului, altul patrula spre far, cu pașii rari, netulburat, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Ifim se mai plimbă un timp, bocănind furios cu potcoavele pe chei, pe urmă dispăru bombănind în întuneric, ducându-se printre magazii la Crasavița să doarmă. În port se lăsă liniștea de plină de la miezul nopții, de pe liman vântul de la nord începea să sufle rece, gonind mirosul de algă și aducându-l pe acela de luncă verde. Luna, în primul pătrar, asfințea, învelind cheiul într-o umbră roșiatică tristă. Am plecat în zori și ne-am întors seara târziu, pentuneric. De dimineață vântul ne dusese așa de repede, încât ajunși în dreptul cordonului, unde începe faleza basarabeană, abia răsărea soarele. Sus pe mal, vilele dormeau încă în răcoarea de peste noapte. Nu se vedea niciun om. Ne oprim? Haide, n-am fost niciodată aici. Am aruncat ancora la 100 de metri de țărm și am ajuns la plajă înnotând alături. Nisipul era rece și soarele care se ridica greu printre norii matinali de la orizont abia începea să se încălzească. Ne-am așezat pe plajă cu fața în jos unul lângă altul, cu umerii lipiți. Valurile rostogolindu-se pe țărm îmi dădeau o ciudată senzație de frig, de parcă mi-ar fi atins picioarele, ciudată fiindcă nu-mi displăcea și acest murmur neîntrerupt nu știu ce farmec îmi transmitea în toată ființa. Era o dimineață rece, am simțit-o că tremură și am trecut brațul peste umeri ca să o încălzesc. Stătea atât de supusă sub îmbrățișarea mea protectoare încât mi se părea că o stăpânesc, că suntem înțeleși să nu se mai deslipească niciodată de mine. Am întins capul și mi-am lipit buzele pe mâna ei care era în fața mea pe nisip. A întors-o încet și mi-a apăsat palma pe gură cu o sfială seducătoare. Am stat așa, fără să spunem un cuvânt, până ce au început să coboare primii oameni la plajă. Soarele învingea norii de la orizont și apărea deasupra mării strălucitor. Ne-am aruncat în valuri ca niște sălbatici care fug de lume, am înnotat luându-ne la întrecere, ne-am urcat pe punte, am ridicat pânzele și, cu vântul care continua să bată de la nord, ne-am continuat drumul. Nadia stătea la cârmă, puțin încordată, temându-se să nu facă vreo greșeală. M-am așezat pe banchetă cu fața spre cerul luminos, lăsându-mi capul pe piciorul ei ars de soare.
ni se părea la amândoi firesc. După un timp, când, depărtându-ne de mal, vântul a devenit constant, a fixat scota randei pe tachet ca să-și lase mâna eliberată pe fruntea mea. Am simțit-o mângâindu-mi părul încet, sfios, și am știut că nu face altceva decât să-mi mulțumească pentru acest drum. Atunci am ridicat ochii și am privit-o. Cerceta zarea puțin încruntată din cauza luminii răsfrântă din apă. Întâlnindu-mi privirea, chipul ei cu buclele căzute în ochi se lumină. Mi se părea că o cunosc de o viață întreagă, că am început această călătorie fără sfârșit de mult, că vom rămâne tot timpul împreună aici, departe de țărm și de oameni. Nu știam din ce timp îndepărtat, chipul ei îmi stătea în minte, așa cum îmi stătuse în suflet, ascunsă dragostea pentru mare. Mi-a venit în gând prima călătorie făcută cu comandorul Maximov, când soarele, vântul și valurile mă înfrânseseră. Fiecare dragoste are o durere la început și una la sfârșit, mă gândeam. Dacă s-ar putea ca dragostea începută acum să nu se termine niciodată, să nu mai trebuiască niciodată să încep altă viață. Ești mulțumită? Drept răspuns, mi-a apăsat ușor mâna pe frunte. Am închis ochii și am rămas așa, mângâiat de mâna ei și de briză și legănat de valuri. Atunci, ca înaintea unei beții în care simțeam că mă cufund, m-am gândit la ultima mea iarnă și la tot șirul ei de disperări. Ele sau eu eram acolo, dincolo de real. Zâmbeam cu ochii închiși. Cât de murdară, de rece și de tristă ar fi viața în urmă, îmi spuneam, și cât de puțin ai avea de sperat înainte, ea tot are de ce să fie trăită. Chiar numai pentru acest cer, pentru această mână de pe frunte, pentru acest neîntrerupt fâșâit al valurilor sparte în bordaj. O singură zi le poate plăti pe toate celelalte. La prânz, când vântul contenea, eram la capătul de sud al falezei, acolo de unde se întinde la nesfârșit o altă coastă de nisip, între lacuri și mare, dar mai întâi o mică localitate de vilegiatură, Burnas. Aceleași căsuțe albe, sus pe mal, între salcâmi și flori, lumea de pe plajă urcă pe potecă într-un șir multicolor. Burnas, se miră Nadia cu ochii mari. Eusebiu, fratele tatei, vine vara aici. Mă întristez. Nadia îmi apucă mâna cald. Nu te teme, spune râzând, nu mergem la el, nu ne suferim unul pe altul, dar din partea lui el n-are niciun motiv. Dezvinovățirea ei mă face să râd. Cum poate cineva să nu te sufere, o întreb, apucându-i mâinile și apropiindu-mă de ea. Pălește puțin în timp ce ochii mă privesc mari, uimiți. E puțin speriată, dar simt că nu după mult timp nu va mai fi. Trebuie doar să aștept să nu fac niciun gest. Nadia, îi spun grav cu sufletul pe buze. Niciodată n-am să te supăr, n-am să te jicnesc. Dacă am să te nemulțumesc în vreun fel, va fi fără voia mea. Te rog de pe acum să mă ierți. O nedumerire îi se arătă în ochii mari. De ce vorbești așa? Și fiindcă tăcerea devine stânjenitoare, trece pe puntea din față lângă catarg să coboare pânzele. Le legăm împreună pe ghiu, apoi ne aruncăm în apă și înotăm spre țărm cu mișcări rare ca să prelungim cât mai mult plăcerea alunecării prin apa care este un catalizator între noi. Crezi că ne primește la masă în costum de baie? Cum o să ne primească? Abia acum ne dăm seama și pufnim în râs. Ce facem? Întrebă Nadia. Mergem pe punte și prindem guvizi. Știe să-și ascundă dezamăgirea. Vrei? Face cu glasul înmuiat. Da, o să mâncăm guvizi, hotărăsc, cu gândul să o necăjesc, deși nu merită și mă doare inima. Înnotăm iarăși alături, o las să se urce pe punte, apoi desfac un colac de salvare de pe sarturi. Te absolv de guvizi, o vestesc, bucurându-mă de bucuria ei. Ne punem lucrurile pe colacul de salvare și le ducem pe mal. Se luminează. E o idee strașnică, spune, repezindu-se să coboare în cabină ca să scoată îmbrăcămintea. Aduce și hainele mele. Când o văd cu ele în brațe, mi se pare că gestul ei e atât de intim încât mă înfior. Pe mal stăm să ni se usuce costumele de baie, apoi ne îmbrăcăm pe deasupra lor și, ducând colacul unul de-o parte, altul de alta, ca pe o tavă cu colivă, urcăm poteca spre faleză. De sus, marea adormită se vede albastră palidă, acoperită de o pâclă subțire. Spre sud, firul nisipos al coastei se duce până la orizont. Jos, miladul se leagănă lent în ancoră, puntea curată, albită de apa mării, lucește în soare. M-a întrebat dacă am o casă, spun. Uite-o.
Ce linie nobilă îl admiră Nadia, ce calm așteaptă acum și cum se încordează când vine vântul. Îl iubești, dacă s-ar înneca, ai fi trist, eu aș plânge. Pornim pe stradă, ducând comic colacul între noi. Miladul, Miladul, silabisește Nadia. Ce înseamnă? De la ce vine? Hai, hai, că mor de foame. Miladul, cine-și mai aduce aminte de comandorul Maximov și de biata lui Lyudmila? Am mâncat la o masă mică într-o grădină mare umbrită de salcâmi. O mulțime de polonezi cu nevestele și copiii ocupau celelalte mese. Un aparat de radio vorbea ceva pe limba lor și ei ascultau tăcuți cu capetele blonde aplecate deasupra farfuriilor. Aceste familii liniștite veneau aici de la sute de kilometri în trenuri încinse de soare, străbătând câmpii pline de praf. După o lună care trecea în tăcere, se urcau în aceleași trenuri ca să se întoarcă în țara lor, de atâtea ori urgisită. Mă gândeam cu milă la acest lung și trist drum al întoarcerii. Cum poți să mergi două zile cu trenul când o lună ai stat pe malul mării? Cum mai poți să te întorci în orașul secetos cu străzi prăfuite, cu copaci ofiliți, cu flori decolorate, unde nu se mai simte briza sărată, nici mirosul de algă și de iod al mării și unde, în locul murmurului ei, dimineața te trezesc birjarii? Birjarii mânându-și trăsurile ponosite pe calda râmul străzii și ea ponosită, căci totul e ponosit când te întorci de la mare. Erau palizi, tăcuți și mi se păreau triști. Copiii lor așteptau cu minți să li se pună mâncarea în față, apoi începeau să mestece încet, gânditori, ca niște persoane mature. Nu întrebau nimic, nu se mirau de nimic, blânzi ca niște îngeri și triști. Bărbații ascultau pe vorbitorul de la radio, femeile ascultau de asemenea cu privirea plecată. Părul lor era blond albicios, ochii albaștri, obrazul palid, buzele nefardate. Și în mijlocul acestui lan de grâu prăfuit, chipul Nadiei ars de soare, îmbujorat, cu părul arămiu, atârnându-i pe frunte în bucle cu luciu de mătase, răsărea viu, colorat, ca o floare de mac spălată de ploaie. Mama a plecat peste masă. Nadia, să mergem repede de aici. Am colindat străzile până spre seară cu colacul de salvare după noi. Am ieșit în marginea de apus a satului unde începea stepa și am tras în piept aerul câmpului cu miros de fân cosit. Nadia, am spus, n-aș mai putea să mă întorc într-un oraș, să trăiesc într-o casă cu pereți de jur împrejur și cu tavan deasupra ca într-o pușcărie. De ce să respirăm numai atât aer cât intră într-o fereastră? Către seară am plecat înapoi cu briza de la sud. Era un vânt liniștit, plin, care întindea pânzele egal și ne ducea repede spre casă. În dreptul cotului de la Balabanca, unde țărmul se abate puțin înspre nord, am văzut soarele coborând printre arbori deasupra unor case acoperite de umbră. De acolo înainte, faleza a început să pară neagră. Încet, noaptea se întindea spre larg. La cordon, luminile erau aprinse și lumea se plimba pe faleză. Nu putea să ne vadă în întuneric și nici să ne bănuiască. Un timp am auzit în urmă muzica militară care cânta un vals tânguios. Când am ieșit din umbra falezei, deasupra satului se mai vedeau pe cer urmele roșii ale apusului. De pe mare, în față, ne întâmpina luna în creștere și farul de la Bugaz începea să clipească. Azi dimineață când am plecat, spuse Nadia, încă nu se stinsese, mi se pare că ne-a așteptat toată ziua. Stătea pe puntea din spate, culcată pe o parte, sprijinită în cot, cu capul aproape de umărul meu. Am ales o stea la orizont și, îndreptând prova într-acolo, am fixat cârma, lăsând barca să meargă singură cu vântul plin. Nadia mi-a făcut loc alături, ca pe o bancă în parc, unde e dreptul oricui să se așeze. Două zile n-am fost pe plajă, spuse. Vrei mâine să mergem să-mi inspectez recruții? Nu am răspuns. După o zi petrecută împreună, departe de oamenii cunoscuți, aceste cuvinte care îmi anunțau apropierea sfârșitului mă nemulțumeau. Nadia credea că sunt obosit și vreau să dorm. De aceea își întoarse capul înainte să supravegheze marea luminată palid de lună. O priveam în penumbră cum stătea ridicată în coate cu bărbia întinsă, adulmecând în întuneric. O legănare a vasului mă împinse înspre ea. Nu se feri. Cum obrazul meu îi atingea brațul rece, îmi simți pe piele genele clipind. Nu dormi? Întrebă în șoaptă, temându-se parcă să nu tulbure pe cineva în mijlocul mării pustii. Nu.
Apoi, după o clipă, am urmat cu obrazul încă lipit de brațul ei. Îmi pare rău că ajungem. Îmi citi mâhnirea în glas, se întoarse și mângâie obrazul. Și mie îmi pare rău, șopti. Era toată căldura de care aveam nevoie și în mâna ei și în glas. Pe urmă, capul ei se aplecă încet spre mine, parcă vroia să-mi spună ceva la ureche sau să-mi cânte, să mă adoarmă, în timp ce degetele îmi mângâiau părul. Avea ceva bun și curat de soră castă. Nu o mai vedeam, dar îi simțeam căldura. Apoi mâna îi coborâ încet, aproape nematerială, pe tâmple, pe urechi, pe gât. Dacă aș fi avut o plapumă, ar fi tras-o să-mi învelească umerii. Erau gesturile ei vechi cu care îl mângâia pe Ștefănel în copilăria lor tristă. Și deodată i-am auzit glasul, cum mă gândisem, un murmur sau un cântec, încet, lin ca o închipuire. Dar era un cântec într-adevăr pe care îl îngâna încet, fără cuvinte, cu gura închisă, îl mai auzisem odată foarte de mult și niciodată după aceea, nu știu unde și de la cine. Imagini din copilărie mi se rostogoliră în minte sunând cristalin ca o bilă de argint care sare din lamă în lamă pe un xilofon cu toate tonurile percepute de urechea omenească. Și, în loc să rămân la copilăria mea, mi-am amintit de-a ei, casa mare și parcul sălbatic de la Chișinău, pe doctorul Rabega, negru și ursuz, cu barba lui de Rasputin, pe Ștefănel, care acum stătea în gips, acolo unde clipea farul, pe Luisa Antonovna căutând fericirea copiilor în cărți și uitând să-i binecuvânteze seara la căpătâiul pătucului unde dormeau singuri ca niște orfani. Mi-am închipuit-o pe Nadia, copilă, în șorț, mohorât de școală, ca de orfelinat, cu cosițele pe umeri, aplecându-se cum se apleca acum peste mine la căpătâiul fratelui mai mic și cântându-i să-l adoarmă cum alte fete cântă păpușilor. Era un cântec necunoscut, dulce și mângâietor, cu tonuri puține, o melodie naivă, dar cu putere de farmec. Încetase să fie un cântec de leagăn, mi se părea o vrajă, un descântec de dragoste, premergând un gest care trebuia să vină pe nesimțite ca prima adiere a brizei de seară. Încet, cu o mișcare imperceptibil de ușoară, brațul ei s-a lăsat pe umeri, cum o ținusem eu de dimineață, iar murmurul dulce mi s-a oprit lângă ureche. I-am simțit buzele tremurând pe obrazul meu, aproape fără să-l atingă. Un timp n-am mai auzit foșnetul valurilor sparte în bordaj, n-am mai simțit vântul, nici răcoarea nopții, ci numai căldura Nadiei, suavă, ca a unei flori de câmp ținută în sân. Atunci am întors capul încet, lăsându-mi obrazul să alunece sub buzele ei, care palpitau cu teamă, întâmpinându-mi apropierea. A fost un drum lung, pe care l-am străbătut încet, cu religiozitate, vrăjit tot mai mult cu fiecare clipă și speriat că vraja ar putea să se rupă, până ce colțul buzelor mele a întâlnit pe ale ei calde. Atunci am simțit-o că freamătă, că în tremurul ei, peste uimire și teamă, mai puternic era un simțământ nou născut, dorința care nu putea fi decât răsfrângerea dorinței mele. M-am dăruit acestui freamăt beat de voluptate și am avut atunci senzația dumnezeiască a contopirii prin schimbarea inimilor noastre. Inima Nadiei bătea acum în pieptul meu și în pieptul ei bătea inima mea. Ne-am ridicat amândoi în aceeași clipă, speriați de fâlfâitul aripilor. O pasăre neagră, uriașă, răsărind din întuneric, a trecut dezorientată pe deasupra noastră, a izbit pânza și s-a pierdut pe dâra argintie a lunii. M-am aruncat peste bara cârmei, împingând-o brusc cu tot trupul în bordul de sub vânt. Miladul s-a înclinat în loc pe o coastă, alunecând cu ghiul prin apă și prova, sărind încordată peste valuri, s-a întors într-o singură clipă către sud. Un pilon înfipt în nisip pe fundul mării, aici apa nu e adâncă, ne-a atins bordajul hârșâindu-l. Ce s-a întâmplat? Întrebă Nadia înlemnită. Se ține strâns cu mâinile de eche lângă mâinile mele. Nu știu cum ne-am desprins din îmbrățișare. Spre țărm se vede clipind fanarul Cherhanalei din Sergievka. De acolo pornește până departe în larg o taliană de prins pește, o plasă lungă întinsă pe pilon de lemn ancorat puternic. Păsările de mare care vin să fure peștele din plase adorm adesea pe câte un pilon deasupra apei. Cu mâinile încă tremurând, manevrez pânzele să ieșim spre larg. Era să intrăm în plasă, spun, silindu-mă să-mi recapăt calmul. Dacă nu se speria pescărușul de noi, n-aș fi băgat de seamă.
Nadia coboră în cockpit și se așeză lângă mine. Ce s-ar fi întâmplat? Dacă ne loveam în plin de un pilon, putea să ne spargă bordajul. Ne scufundam? Nu știu, poate nu, depinde cât de mare ar fi fost părtura, dar era grav oricum, putea să ne rupă catargul, să ne sfâșie pânzele, să ne rănească. Nadia se înfioră, o simt tremurând. Mă întreb dacă știe că e vina mea. Noaptea lângă țărm nu se lasă cârma din mână pentru niciun motiv. Pentru niciun motiv, mă gândesc, încercând să o readuc din amintirea apropiată, cum stătea pe punte, aproape îmbrățișându-mă cu buzele ei speriate pe obrazul meu. Mi-e frig. Să-ți aduc un pulover? Nu, să nu mai lași cârma. Ți-e frică? Nu, nu mi-e frică ce ar putea să mi se întâmple mie. Îmi place prea mult marea ca să mă tem de ea. Ideea unui naufragiu mă îngrozește pentru tine. N-ai putea să pleci mai departe. Mergem spre larg să ocolim pilonii. Cum aș pleca mai departe? Nici pe mine nu mă îngrozește naufragiul, ci întâlnirea cu comandorul Maximov. Am intrat în port aproape de miezul nopții. Pe drum, în lungul căii ferate, între vilele adormite, nu am scos niciun cuvânt. Eram amândoi obosiți. Când ne-am despărțit la poartă, sub salcâmi, Nadia tot mai tremura. A plecat repede după ce mi-a strâns amândouă mâinile în fugă. Rămas singur, m-am întors pe același drum pustiu și m-am culcat fără gânduri. Numai când s-a adorm, mi-a venit în minte odaia ei, divanul moale, lângă care, pe covor, era aruncat motanul de catifea. M-am gândit la cămașa de noapte, lungă, cămașa albă, de fată cu minte. Atunci, în colțul gurii, i-am simțit buzele tremurând, iar în nări am recunoscut mirosul ei cald, de buruiană ținută în sân. M-am simțit foarte părăsit și foarte trist că trebuia totuși să plec.